Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Mod, iar de această dată suntem împreună cu Andrei și cu Cârnăcior. Iar în acest... exact. Bă, nu mai da în mine, văd câte eu am voie. Cârnat. Ok, în acest video aș vrea ca să explorăm și... Aș vrea ca să explorăm. Da, vreau să explorăm. Ce dracu e ce am, frate? Bă, să mi-ai spus că faci și mie niște boots de ăștia șmecheri. Deci oameni buni, să mea are niște boots care, cu care sare până la Dumnezeu în cer și înapoi. Ia, arată-ne, Sami. A, uite, fii atent. Uite cum se vede, deci fii atent. Samuel Fomage. Păi ești de bun? Și ăștia au bounce, știi? Deci nu e fall damage. What the fuck? Okay, deci dacă apeși shift-ul te oprești sau... Ia mai deodată. Dacă apeși shift-ul, presupun că te oprești pe loc, nu? Adică nu mai continui să sari. Stai. Dar știi de undeva asta sau te-ai învățat sau... Nu, dar așa e pe Minecraft, pe sign blocuri, nu? Căcat. Nu, faci mie niște buzele ăștia, Samuel. Acum îți fac și... Păi mie, voiam să-ți fac asta, voiam să-ți fac știe faza asta, dar nu mai cad să apeși, știi? A. Asta e așa. Deci, cei oameni buni, avem aici niște pomișori noi. Mai explorăm ce s-a întâmplat pe aici. Bineînțeles, nu uitați, bă, să dați acolo multe, multe like-uri dacă vă place Minecraft-ul modat. Dar am întrebare, ce cu slime sling? Deci, de ce trebuie să am slime sling? Deci, pantofii, deci pantofii nu e fall damage. Și slime sling-ul e gen bounce-ul, știi? Acolo care te catapultezi jos în... Poți să mă că, gen, uite, fii antrenat, dacă mă lipesc de asta. Da, poți. Pot? Mhm. Deci dacă dau așa mă împinge, nu? Da. Oh, băi, ești nebun, ce tare! Mă, cata, what the fuck, ce tare, bă, ești nebun. Deci ce n-aș să mergi cu chestia asta în Nether? Bă! Am dat click dreapta pe chestia asta și a dispărut? A, nu, uite aici ai pus-o. Ai pus-o în chestia. Ok, hai să mergem să explorăm puțin, că eu n-am explorat aproape deloc zona asta, deci am extrem de puțin de... explorat până am găsit insula. Haide, Sami, după tine, frate. Ok. Eu, ce-s cu florile astea? Astea sunt, asta e ferma de redstone. Red or what? Ferma de redstone. Uite. Cum dracu, ferma de redstone, frate? Dă-i click dreapta pe ele. Lol, ce tare. Deci, bă, câte chestii se poate face pe Minecraft ăsta modat? Nu știu, v-am spus din start, eu nu sunt mare, nu mă pricep, știi? Nu sunt mare profesionist, dar... Luăm niște pâine, deci intrați aici și luați niște toast. Uite în chestia asta. Am eu toast, boss. Ah, ok, perfect. Hai să mergem în partea asta, că în partea asta n-am explorat deloc. Lol, și... dar gen... Frate, acum e altă definiție a exploratului. Da, știu. Și uite-te aici, aici sunt albinuțele mele. Și aici în spatele casei ce ai? Că văd niște sisteme. Da, ăla e sistemul de energie care îmi face curent în toată casa. Și dacă nu v-ați uitat la live-ul de ieri, vino, hai să arăt ce am făcut aici. Ce am făcut eu ieri, ce am făcut în live-ul de ieri. Deci să-ți arăt aici sclavul meu. Ce ai zis, mă? Să-ți arăt aici sclavul meu. Mamă, beci. Ia uite cât a beci are omul, băi, ești nebun? Sari. Ok. Sar. Și chestia asta minează singură. Serios? Da, uite, te dai click dreapta. A, și aici îți bagă minerăurile, așa-i? Da, momentan. Bă, ești nebun? Trebuie să fac mai multă energie, știi că asta mâncă extrem de multă energie. Ok. Ce tare chestia asta. Ok, hai să mergem sus. Și uite-te cum arată aici sub, te uiți cum arată și dar să nu săriți în gaura asta. Cu beacon, știi? Arată ca un beacon. Chestia asta minează, știi? Dacă o să ajung în caura aia, ce se întâmplă? Ajung jos de tot la bedrock și e greu să ajung sus înapoi. Și dacă mă împing cu porcăria asta? Păi nu o să ai destul avânt. Taci, mă. Fii antenă cât mă aruncă. Ioi, cât mă aruncă. Hai să mergem către explorat, să vedem ce se întâmplă. Haideți, mergem. Hai să mergem în partea asta. After you, same, el after you. Dar știi că gen am putea să... Lola, ți-ai pus tub de albine aici? Da. Dar știi că gen nu... Can't work, no queen. Da, mi s-a terminat acum. Hai să vedem partea asta, în partea asta n-am explorat deloc. Și înainte de asta trebuie să mergem să ne culcăm. Să-mi bat picioarele. A, că ai văzut că se face acum noapte? Da. Cred că doar două persoane trebuie să se culce din trei. Sau sperăm că una, nu mai știu sigur, 33%. Ia să vedem. Hai, mă bag și eu. Stai, vedem imediat.
Da, bagătești tu. Păi 33%, nu mergeți mă, culc? Ba da, uite. Okay, oh, wakey, wakey, rise and shine, good morning everyone. Ce frumos am trezit, frazor, vă reamintesc că în descriere aveți canalul Sami, unde continuă această serie de Minecraft modat și vedeți acolo din ce în ce mai multe construcții și chestii faine pe care le facem. Eu v-am spus, postez clipuri de Minecraft modat așa ocazional. Cât m-a aruncat, ești da, bun! Da, știu, 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 dar nu luăm în partea. Uite, te ai în dreapta sus acolo hartă. Păi zi-mi unde să iau. Da, la mine... În nord, o luăm în nord. La mine nu se vede arta că am eu face, mă, dar ok, adică oricum nu-i mare lucru de văzut. Uite, o să fac chestia asta. Bă, ești nebun, mă catapultez! LOL! Da, deci chestia asta e genială, frate. Știu, e super, super tare. Și acum aș vrea să căutăm niște village-uri. Deci dacă găsim niște village-uri, ne-am scos. Deci, bă, deci pentru mine, deci eu sunt foarte hype, Sami. Da, știu cum e, când este de așa am fost și o primă oară când am dat de chestia asta. În Minecraft modat, când am văzut, bă, frate, bă, haideți sus, pe munte, pe munte. Te văd, te văd, imediat vin. Mi s-a blocat, se generează prea multe chestii. Mamă, și cât mai sus pe munte? Da, uite, eu sunt jos la baza muntelui. Păi nu, trebuie să vii cât mai sus ca să... Să prindem un... Ok, hai mă după celălalt munte. Noi o să maxim pe sus și de aici o să mă catapultez. Așa. Ai, ai. În nord, către nord te catapultezi. Mamă, mamă, cum se duce. Prea mă, fie antenă. Nu, n-am nimerit. N-ai prins-o. Știu ce ai vrut să faci. Ai prins-o. Ami, nu. E nașpa când prins pe acolo. E iurea, mă. De ce? LOL. Shift-ul mi-a dat viață. Nu are resurs de viață. Bă, mi-a luat 7 inimi. Da, păi când ții shift. Ai ținut pe shift. Uai, de mine. Da, mă. Ok, hai, no, hai, și hai, la hai să ne întâlnim de aici, hop. Știi, mă, zbor, dă-i în față, uite-te așa. Da, mă, mă buguează înapoi, că da, mă duc prea tare. Că nu se luau toate chunk-urile, în partea asta n-am I am moving too fast. Mamă, dar oricum, super, super. E super, super tare chestia asta, frate, deci mă duc ca nebun aici. Dacă alergi normal, când tu știi cât te zboră chestia asta. Nici nu-ți vine. Bă, Sami, îmi dau seama. Vin după... ce șpan prin... Bă, deci chestia asta, frate, mi se pare extrem de genială. No, așa se explorează, frate. Da. Uite așa. Cum? Uai, de mine, cum te-ai dus? Gândește-te că... Da, mă! Eu trebuie, deci, să iau, eu trebuie să iau de aici, din ăsta, un pumpkin, pentru că vreau să fac un generator cu pumpkin și super, super useful. Hai că am găsit o zonă super... Da, o când... Fac, și dacă... Alor. Credeam că gen o să mă împingă și dacă ajung în apă, but no. Deci tu, what the fuck ești cu frunzele astea? Windy Garden? Pam's Harvest Craft. Unde ești, mă, că nu te mai văd? Da, eu sunt gen mai în spate, dar nu știu când e la totul. Drept în nord, sau mine, ai zis că mergem în nord. Da, și eu și tot în nord am luat-o, mă opris iau un pumpkin și tu te-ai catapultat. M-am dus. Da, mă, am găsit niște... Ești trecut? Ești trecut? Middle hive. Middle's hive. Am găsit. Mă înțeapă, mă înțeapă. A, da, te-ai luat destul de albine. Mă, cac. Mă înțeapă, fă ceva, Sami, salvează-mă. N-am scopul la mine. Pleacă, pleacă și pe mine. Și pe tine te bat. Albinele astea rămâne. Hamă că găsim. Oba. Ioi. Hamă că găsim ceva fain pe aici. Deci trebuie să găsim ceva. Căutăm deja de ceva. Timi, uite, floricele. Soggy garden. Deci văd niște ceancuri lipsă. Și am impresia că sunt chestii, știi? Băi, eu sper să dăm de un, neapărat de un village. Am nevoie de un village. Vreau să iau un villager într-un lasou, știi? Vreau să-l capturez. Deci, știi că-l poți lua noapte, gen zombie de la șmecher și... Nu, am nevoie. Îi dai golden apple și... Da, mă pune să fac golden apple până vie, mă duc caut un village. Hai mă, village, până să... Yo, bă, știi ce mă disperă când mă dă așa în spate? Ideea este, fraților, că nu sunt ceacurile încărcate. Și în momentul în care dau de un chunk descărcat în timp ce sunt nargi, mă catapultez așa cu nebun, l-ați și văd ce se întâmplă. Au, și acum am... Opa! Ceva? Ba, nu e nimic aici. Mamă, mamă, ce câini răi. Au mărât săraca oiță. Am dat de ocean. Da, 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 știu. Te lași până... Sau? Nu-i bine. Da, nu-i bine. Nu, nu-i bine. Cum să facem? Nu știu cum să facem. Nu știu în ce parte mergem. Mergem în nest? Da, sau? Da, hai în est. Oho, m-am dus, boss, nu glumă. Ce, tu te-ai dat o șpan?
Mi-am dat o blăniță, ești nebun. Oh, deci aici este un set de... Aici sunt ceva... Peninsule, frate, pe ce se întâmplă acum, după cum vezi, adică... Ceva de genul ăsta. Aici e imediat este mare. What the fuck, e chestia, nu știu ce ciudată. Chiar e foarte ciudată zona, dar îmi place cum arată, e fain. Bine, arată fain pentru casă, dar pentru explorat așa nu prea, că sunt unele chestii de am nevoie, știi, și nu pot să-l găsesc. Bă, deci afară la mine, frate, este nebunie. Deci, fraților, bă, Sami, bine că ai plecat. Deci bă, dacă nu pleca, Sami nu mai decola. Deci, haideți să vă zic care era planul. Eu voiam să mai stau la Andrei, cam încă vreo două zile, cam așa, o zi, două. Deci, și trebuia să plec azi. Adică, nu? Azi trebuia să plec. Da, teoretic da. Da, teoretic, așa. Și la viscolul care e afară, nu puteam să plec azi. Gen, acum a început să ningă, deci fraților, a început să ningă la mine în București. Dar și Haide, Timișoara, deci tu știi cum e acum în Timișoara, e rupere, bă, te rupe. Da, pe au mai băgat ăștia coduri, ditate. Au băgat coduri, nu știu unde ești tu. Da, m-au băgat coduri. Cituri. Au băgat cituri. Păi nu? Mamă, bă, deci, nu știu, n-am mai jucat de așa mult timp în CSGO, deci mă gândesc că cât de prăfan aș putea să fiu la CSGO în momentul ăsta. Nu te mai gândi la asta, Samuel. Caută, boss. Caut. Că aici caut ce explorez. Razor încă o dată, nu uitați, dați acolo multe, multe like-uri și să vă abonați pe canalul lui Sami sau la canalul lui Sami, dacă vreți să fiți la curent cu această serie de Minecraft modat, pentru că eu o să o postez ocazional. Pe la canalul. Pe la canalul. Deci eu n-am găsit nimic. Băi, și ce mai poți găsi în afară de village-uri? Castele. Sunt castele. Uite, văd. Aha. Nu mă mai vezi. A, fii atent, stai zis când vin din spate. M-am dus. Chiar vreau să văd cum apar pe harta așa șpan. A, dar cred că m-am dus mai departe decât erai tu. Nu, no, te-ai dus că nu... Sau? Nu știu, oai, am ajuns într-o insul, într-o de-asta, într-un... Am ajuns și eu. În de-asta de slime-uri? Da. Ok. Mushroom în chestii, nu? Mamă, da, văd mushroom-ul ăla. Mamă, cât de rare sunt chestiile astea. Nu, sunt foarte rare, boss. Ba, zic eu din Minecraft modat cum sunt, cum se spanează. Că schimbate și generația părților, știi? Generația. Da? Generația. Sunt ce generație sunt, bă, Sami, hărțile astea? Generația 1.0. Generația 1.0. Ia uite, Rust acolo își face benchmark, își face toate. Yo, și cum mă duc? Tu pur și simplu sar. Deci tu îți dai deci șpan. Sar, tu dai șpan. Sar și îmi dau șpan, dar nu înțeleg cum. Că pur și simplu au sărit odată, știi? Și am prins viteză. Băi, aiurea că gen, uite, se găsește destul de greu. Adică până găsești un sat, un... Știi? Sau un castel. De ce găsești așa de greu? Deci castelele, o singură dată am găsit. O singură dată, de când mă joc. Ei sunt extrem, extrem de mari. Deci îți faci... Mie mi-a făcut lag. Sincer, mi-a făcut lag prima oară când l-am găsit. Deci e un castel de la gen pe vreo 3-4 chancuri, știi? Hai de cap, eu sunt extrem de mari. 3-4 chancuri e puțin, boss. Aia, crezi... Cât înseamnă 3-4 chancuri? 16 ori 16 un chanc. Așa. Păi na, 3-4 chancuri, da. Ți-e pare puțin? E puțin, 100 de blocuri, da. Păi da, bă, dai și în pământ și până și în aer mult. Tu știi că gen, eu acum am pierdut în sălbăticie și da, nimic pe aici. Da, știu nici eu, nu știu, n-avem bulan, n-avem. Da, l-am găsit un pom foarte ciudat. Da, mă, de frică ceva bine, adevărul este că serverul tău nu restă foarte bine, Sami. La ce? La, nu știu, general, de ceancuri. Îți dai seama cât de multe ceancuri generăm de acum, cât de mare o să fie lumea? Când o să terminăm, o să fie imensă. O să vedem la următorul backup, că mi se face backup automat, știi? Și scrie acolo cât. Da. Sunt pădure. Să culegem fructe tropicale. Nu continui. Nu. Nu mă fac, man. Nu continui. Mamă, deci este 2 dimineața, fraților, mă rog, 2, vreo 20 dimineața. Că vreau acum, deci eu am un somn în mine, frate. Asta este ultimul clip, deci ăsta este primul clip care apare astăzi când vă uitați voi și de fapt este ultimul clip pe care eu personal îl filmez ca să înțelegeți despre ce este vorba, știi, nu știu, ciudat.
Păi bă, Sami până acum a fost la film, adică Sami... Bă, dar chiar, tu ești la film până la două noapte, mă? Bă, film până la 1, până la 1 a ținut. Serios? De ce ai Bă, fost așa târziu? păi acum am prins locuri, că Nu! toată ziua a Am dat fost de ocup. mare. Hai de mare, n-aș... Toată ziua a Iarăși, în fost toate ocupat, direcțiile. frate. Deci toată ziua a fost ocupat la film și acum găsit acum, frate. Bă, a fost destul de drăguț filmul. Dacă aș găsi și altceva în afară de mare, ar fi și mai interesant. Dacă Nu. aș găsi o mică, O mică. nu m-am încercat, dar nu. Măcar arăs cârnat, mă simt și mai bine acum, măcar, Da. gen, măcar cârnat să râdă, frate, știți? Adică pui mi, uite, râs Sami, râs vă Sami. Ha 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 ha. Știi că, gen, noi... Bă, frate, și așa încet am să... O, am găsit ceva! O, am găsit o insulă plutitoare. Da, du-te de pe asus acolo. De acolo Nimic, nu? e slime blocuri. Ba, e slime blocuri de acolo. Ioi, ce tare arată. Păi bă, și cu ce mă duc acolo? Cu lemn? Cream cu altceva? Da, cu blocurile pe care le-ai la tine. Dar mi se pare Vei... că, și pe ce am jucat eu, Hexit, Take it, era... cred că așa, nu mai știu ce ai jucat tu. Nu... Cur, nu m-a aruncat atât de mult. Mamă, bă, cât de puțin mă aruncă. Hai să-i dăm, da, mă, frate, bă, mă gândeam. Și a multe mod pe care m-a Ai jucat jucat acum. Attack of the B Team? Da. Serios? Da? Nu știam. N-am prins seria aia. Ia, uite cât de aproape sunt. Sami-s foarte aproape și mai știu ce să pun. LOL, deci Sami-s atât de aproape și mai am blocuri. Ce să fac? Sari, ignori. Teach-me. Nu, frate, nu. Uite cât de aproape. Deci, un bloc mai trebuie să am și n-ajung. Și nu mai ai niciun bloc? Uite-mă, bine, nu chiar un bloc. 3-4 blocuri, mai am blocuri. Băi, ești prost. Gold Nuggets. Nu știu ce să fac cu Gold Nuggets. Cu papuce aia, mă. Ajutor. Ajutor. Cineva? Nu? Nimeni? Someone? Serios? Bă, alo. Bă... Sami, nu știu ce Nu faini. știu unde ești, eu am ajuns pe o câmpie acum, bă, deci sper așa de mult să găsim un village ceva. A, ți somn, nu? Lol, Sam albastru, da, mă, mi-e somn. Lol, you have been grandmastered the A, man in lume. Ce? da. A, poți să, cu alea faci experiență, gen, știi, și primești mai multe modifiere pe el. Bă, știi ceva? Uite, mă fac cu asta. Ce ai găsit? Pulm? Ce? Nu știu. Nu știu ce. Prune. Ce? Există prune. Mamă, aș vrea să găsesc o bufniță. Aș vrea o bufniță. Joe este cea mai perfectă buvniță pe care o poți avea. Și Bufnă. cărnată. Putem folosi pe cărnată. Post de... Cărnate. Putem folosi pe post de buvniță. Da. Eu știu ce vreau să fac cu bufnița. Vreau să-l bag într-o cutie de sticlă. Și o las acolo toată viața ei. Și o să-i dau Adevărat este numele. că o să fie cea mai fericită bufniță ever, gen chiar Nu. cea mai fericită bufniță ever. O să-i dau numele Grigorela. Grigorela? Da. Ce? De ce o să-i dai numele Grigorela? De ce nu, frate? Iar Grigorela să mă iei de... Ciocanela. Ciocanela. Bă, Margareta. deci dacă, nici acum nu mi-ajunge... Să mă cac dacă nici acum nu am ce Sami, crede-mă. E nu. Ce nu? Cum să n-ajungă? Sper să ajungă. Sperăm să ajungă. A, Cum bă, să nu nu. ajungă, nu? Da, e imposibil. Păi eu vreau să găsesc un village, frate, și nu găsesc un village. Ești retardat. Hai să mergem așa. Poate am bulon așa. Hai să vedem ce am... Ce ai ce? Să Hai văd. că acum am ajuns și eu. Deci în sfârșit, oameni buni, după multe, multe încercări, suntem Ai ajuns aproape tu de... pe insulița. Ai găsit bufnița. Uite, săracul ce... E fericit? Da, e fericit. Cum o iei? Aia trebuie să te duci acasă. Eu Dă-i, lăsat. dă-i cu sabia, dă-i cu sabia. Da, de cu sabia, că o să vină după tine, după ce o mori. Îți promit eu. Hai, mă. Da, mă, mi se pare că asta era de Tinker's Construct.
Și ce azi, deci, bă, da, mi se pare că pom de ăștia nu aveai și tu acolo la căsuță. Aveai și Ba tu da, de ba da, ăștia. ba da, păi de-aia am luat pumn ca să nu... Lol, cum e slime-ul ăsta, Să nu nici ne e merg după bun. el, știi? De slime de la de... Chiar dacă apeși shift nu poți să... Ce Da, pui mi. da. Lol. Ce ciudat, bă. Deci da, chiar dacă apeși shift... Bine, e și slime verde aici din câte văd. Sunt toate tipurile de slime pe aici, știi, mă? Bă, deci nu găsesc un village, frate, deci mi-e vine să cred că nu găsesc un village. Eu încă explorez aici ca ne, chiar nemernic. Asta este Sami, poate clipul viitor, cine știe. Păi nu? Magie, că tu ești de ăsta. Dar ai nevoie 20 de minute să găsești ceva, bine, și la mie mi-a luat 20 de minute să găsesc un fucking, un fucking teren în aer, adică o insulă plutitoare, dar e ok, ok. Și stau și au slime-uri aici, ca idiotul. Ok, hai să vedem. Pot să-i dau semințe bufniței de, păi, frate, de cucioacă. Da, bă, frate, tu oprește cineva aici de mult. Păi bun, și la ce poți folosi slime-urile astea? Slime-urile alea, poți să scrie, te duci E și scrie acolo slime. Și vezi toate căcăturile pe care le faci cu slime. Sau poți să apăs râu pe slime, mă rog, așa cum se face. Eu vreau să mă asta, catapultez de aici. Da-i, de pe insula asta. Și... Ioi! Și... Okay, m-am dat fail. Am căzut sub un pom și m-am umplit. Rip. Mama e boss, uite așa mă duc. Deci s-a blocat. Deci eu m-am dus acasă și am ajuns cu o ceapă și cu un winter squash. Și nimic interesant. Ah, și cu niște pumpkin-uri pe care o să le folosesc cu siguranță. Deci bine, eu sper de, dar nu contează. Ok, și aparent nu mai am, bă, ce mănâncă bufnița? Bufnița te mănâncă pe tine, vine odată acasă și hai să... Mănâncă carne, normal că mănâncă carne. Hai să ne culcăm odată acasă că trebuie să... Că nu mai am energie. Deci eu o să trebuiască neapărat să upgradez sistem solar-ul ăla, că nu am destul energie pentru... Pentru ce? Pentru miner. Am nevoie de mai mult pentru miner, pentru sclavul ăla. Pentru miner? Uh-huh. Dar ce mă, tu ai angajați? Da, mă, da, pe orice boss are angajațiile, mi se pare normal, nu? Lol, m-am învârtit în cerc. Ok, hai, mă învârtesc în pătrat. Hai și tu acasă. Bin. Nu știu cum să ajung Sami, nu o să ajung prea curând. Ah, ei, slash FTB home 1. A, da, wow, minunat. Ok, hai să dăm așa. Și fraților, cam acesta a fost episodul de astăzi. Am găsit o insulă în aer. Yeah! Ai găsit o insulă în aer. Eu n-am găsit nimic. Sperăm să găsim un nimic cât mai curând. Nu uitați să ne arătați acolo suportul vostru. Și v-am pupat. Pa! Pa!